Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care vizează primele anuale pentru cadrele didactice și nedidactice din sistemul de învățământ. Distribuirea și alimentarea cardurilor cu sumele aferente a început deja și va lua sfârșit în următoarele 7 zile. Mai multe le spune colega mea, Antonela Răuilanu. Bună dimineața, Antonela, te urmărim! Bun găsit! A fost adoptată o ordonanță de urgență care prevede alocarea de prime profesionale pentru profesorii și personalul nedidactic din țară. Astfel, luna aceasta, profesorii vor primi o primă în valoare de 1.500 de lei net, iar personalul nedidactic vor beneficia de o primă în valoare de 500 de lei net. Precizează așadar guvernul că procesul de alimentare al cardurilor a început deja și se va finaliza în 7 zile. E important de precizat că primele sunt alocate exclusiv din fonduri europene și vor fi alocate pe o perioadă de 4 ani de acum încolo. De asemenea, reprezintă aceste prime o promisiune făcută încă de guvernul anterior, guvernul condus de Nicolae Ciuc, atunci când a avut loc o grevă în educație fără precedent din ultimii 20 de ani din țara noastră și am văzut că în tot acest timp au continuat discuțiile aici la guvern între reprezentanții din educație și reprezentanții guvernului. Asta pentru că se lucrează la momentul de față la o lege unitară a salarizării care prevede majorarea salariilor pentru profesori începând cu data de 1 ianuarie 2024, iar principala revindecare a sindicaliștilor din educație vizează majorarea salariului unui profesor debutant, care ar putea să fie de la începutul lunii ianuarie de 4.500 de lei net.